Hei, 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 dragilor, salutare! Și bun venit la un nou episod din Captive Minecraft! Un episod în care începem în liniște. M-am gândit, există două variante. Ori, dau muzica mai încet la Friendly Creatures și am zis că mai bine o lăsăm la 50%. Ori mă cocoț undeva să nu-i mai aud. Avem, cred că, vreo 30 de vaci acolo. <laughs> multe, multe, multe. E, vedem că între episoade am mai făcut o plantație mică. Am avut acolo în colț puțin dificultăți cu gheața. Că tot îngheța, dar am astupat apa și n-am mai înghețat, fiindcă așa funcționează în Minecraft. E, am mâncat niște plăcinte de de dovleac. Punem momentan aici, punem asta aici. O, așa, hai să vedem exact despre ce este vorba în această serie pentru cei noi, scurt, pe doi. Avem o graniță, cea albastră de jur împrejur, nu prea se vede la începutul acestui episod, fiindcă ninge, dar avem raza aceea albastră de jur împrejur, cum crește ea? La început a fost doar de un singur bloc și ea crește când facem achievementuri. În ultimul episod, în caz că l-ați ratat, am reușit să facem aceste două achievementuri: 1 diamante și 2 diamante pentru tine. Am reușit să luăm un diamant și 2 am reușit să pasăm un diamant într-un final dramatic și unui zombie. Uh în mod normal zice că trebuie să-i dai unui alt jucător acest diamant, dar dacă e single player poți să-l faci și cu un zombie. Știm că unii zombie au o de a ridica iteme de pe jos și așa a făcut într-un final un zombie. Acum, ca să creștem granița, ne mai trebuie ouă, nu avem ouă, ne trebuie o șa, nu avem șa, ca să putem să zburăm de pe un porc. Porc avem, dar nu avem șa. Ne trebuie uh, o distanță mai mare de 5 de metri pe orizontală. Noi am încercat să facem asta pe verticală și nu, nu a ținut. Trebuie neapărat pe, <gânt> pe orizontală. Uh, avem overpowered. O piu care este cu nocepălu, nocepălu, mărul noci, clasicul, din versiunile anterioare puteai să-l faci foarte simplu într-un crafting table. În 1.10 nu mai merge, deci va trebui să-l găsim. Și mai avem aici două. Astea două. E, pentru asta nouă ne trebuie 5 diamante. Noi momentan avem 1. Poate, poate reușim să facem un looting, nu un looting, un fortune. Un fortune pe un diamant, dar pentru forță ne trebuie oricum în centru. <laughs> ne trebuie oricum masa, nu? Nu putem să facem o magie pe un târnăcop decât dacă avem masa de magii. Decât dacă găsim o carte, ceea ce este destul de foarte improbabil. Hmm. Și după aia mai avem de aici încă o sabie foarte drăguță. Asta mi se pare că trebuie să dăm 18... Pe jumătăți de inimioare, 18 de damage, 9 inimioare întregi 9 din astea Unui inamic Cred că ne va trebui un smite ca să putem să dăm într-un... într, -un, uh, într -un undead Cred că asta e... dacă avem un... atropofon, Cum se numește aia pentru păienjeni, pe cred că putem și cu păienjenii, dar mai degrabă am dorit un smite un sharpness nu ne ajută la undead, adică nu ne ajută la zombie și nu ne ajută la scheleți, ne ajută doar la, să zicem, un creeper sau ceva, sau, sau, un enderman, care uneori poate să fie foarte rău. Dar mai avem, dragilor, acest achievement și cred că pe ăsta îl atacăm, îl gâdilăm cel puțin în acest episod. We need to go deeper. Eh, noi avem 10 blocuri sursă de lavă puse deoparte. Fix pentru asta. Acum, eu nu știu dacă am nevoie neapărat de diamant sau trebuie să mă duc în nether. Uh, cred că trebuie doar să mă duc în nether. Și asta vom încerca să facem acum. Hai să mă dau jos de pe turnulețul meu. Uh, nu pe partea asta era scara. <laughs> nu era pe această... Hai să vă arăt aici. Avem această mică plantație pe acest colț. Nici măcar nu ajungem cu granița până acolo, dar avem un bloc sursă de apă acolo care ne aprovizionează, ne hidratează aceste cropsuri și undeva pe aici, cred că tu ești... Ia să vedem. Nu ești tu. Nu ești tu. Nu ești tu. Hai că știu că ești undeva. Aha! am găsit! Asta, asta, Ăsta! Ăsta. Ăsta. Ăștia-s cartofii noștri! Prima noastră plantație de cartofi! N-am mai avut cartofi pe lumea asta, i-am găsit, da, trecută. Și apropo de găsit, ah, stai să le luăm și pe astea. Tânc. Bun. Ce pot eu să fac aici? Pot să mănânc ceva. Așa, apropo de găsit, am mai căutat prin cutii, n-am găsit foarte multe chestii, adică nu mă pot lăuda că, vai, că am găsit enorm de multe cutii, dar totul ce am găsit am pus în această cutie și am găsit niște redstone, super tare, nu ne ajută la achievement-uri decât dacă am fi făcut achievementul acesta on the rail, Aici poate ne-ar fi ajutat, în rest nu prea ne ajută, poate ne ajută la Local Brewery, dar uh, nu cred. Vedem. Adică aici cred că trebuie doar să facem un stand de poțiuni. Așa, ce mai avem? Niște lut, niște fier. Am vrut să vi-l arăt puțin. Avem încă o armură de cal. Nici asta nu ne încântă enorm de foarte tare. <laughs> Așa, dar ce mă poate pe mine ajuta este să pun aici 1, 2 cărbuni, să mai fac niște fier. Vreau să mănânc acest castron și după aia să o întindem, în dragilor, în subteran. Așa, dă să și te umplu. Să pun în, nu, înapoi. A, am schimbat puțin cuțiuțele astea, le-am pus peste aici pe plante aici am pus valorile și nu mai am lemn. La un moment dat va trebui să mai fac cumva să fac lemn. Ale nu prea vor să crească. Eu zic să mergem în subteran și să încercăm să facem rost de cel puțin... A, nu! Nu, nu, nu. nu. Încercăm mai întâi să facem achievement-ul cu portalul? Încercăm. Cum facem noi asta cel mai bine? Hai, vină tu aici. Ne ajută foarte tare această scăriță din două motive. Unu, nu mai auzim, nu auzim văcuțele când începem episodul. A, ah, dar după aia o să auzim portalul. Eh, cert e, certe că vreau să am portalul undeva sus încât să nu aud portalul de jos, fiindcă are un sunet destul de deranjant. Așa... Tu aici o dată, tu aici o dată, tu aici o dată. Facem un mic ofraj. Ține minte, am făcut asta chiar și în sezonul 1 din Minecraft Cove G. În primele episoade, cam așa ne-am făcut noi portalul. Încă nu aveam diamante și noi ne-am făcut portalul. Acum avem doar un singur diamant, dar să vedem dacă ține treaba să primim achievement-ul, fiindcă acum pe noi nu ne interesează neapărat să ajungem în Nether, cât să luăm acest achievement. Build a portal to the Nether. Deci nu zice că fără de obsidian. Asta mă încântă cel mai tare. Pe unde cobor? Pe aici cobor. Am galetușa mea de încredere și va trebui să fac 10 drumuri. Ei, eu nu o să fac 10 drumuri acum on camera. Hai, dă și pe aia. Nu vrei să-mi le... Facem așa. Mulțumesc. Facem așa. Și cred că facem așa înapoi. Ca să nu cumva să... Aha! Bun! Super! Nu s-a supărat nimeni pe noi. Acum, știm că avem acele 10 blocuri de lavă, astea. Sunt 10 blocuri sursă de lavă pe care le-am adus, special pentru portal. N-aș vrea să cheltui banii pe diamante, pe târnăcop, pe așa mai departe. Pe de altă parte... <gântu -i> să fim sinceri acum. Nu putem să facem... Vin aici. Așa. Nu putem să facem următorul achievement, și anume cel cu Enchanting Table, fără tărnecopă de diamant. Poate găsim totuși diamante în Nether. Eu pe asta mă bazez. Poate, poate găsim în Nether diamante și dacă aș găsi 4, aș putea strânge pentru un fortune. Ia uite pisicuța! Unde ai ajuns tu? La văcuțe? La văcuțe, bravo! Ei, hey, o să fac traseul acesta, o să continuăm cu cofrajul. Ne va trebui și apă. A, ah, apa cred că cel mai bine o țin sus undeva. Nu! Au! Au, 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 au! Așa. Și acum, teoretic, deja avem două blocuri de obsidian. Așa cum fac cel mai bine. Cel mai bine fac așa. 1, 2, 3. Tuc! Super! Dă-mi înapoi! Nu-mi strica, nu-mi strica! Nu! Au, 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 au. Nu, cred că, cred că am greșit puțin. Del! <gângătă> Del înapoi! Sper că nu mi-a stricat nimic pe jos. Mi-a stricat văcuțe. Multe văcuțe mi-a stricat. Ah! Am scos o văcuță. În caz că vreau să scot văcuțe... De aici nu se termină apa. <gânghe> De ce nu se termină apa? Și era cât pe să mor, nu? De ce nu se termină... Voi nu vă necați, da? Bun. Am stricat acolo multe chestii. Uh, da, trebuie să repar. Și ordinea e făcută. Grânele sunt aranjate, vacile sunt la locul lor. Mai am ceva grâne aici să le hrănim. Și cred că... nu. Aici... uite, hai să punem asta aici. Pe -astea vreau să le păstrez la mine fiindcă mai tot plantez ceea ce e un lucru bun. Deja pot să mai fac rost de încă cinci văcuțe, dar am pregătit următorul strat. Și pam, pam. Ok. Așa, s-a făcut întuneric aici. Vreau să pun niște torțe să nu mi apară niște zombi din greșeală. Așa. Și ui, bun. Așa, ce fac eu cu a pizza, Unde pun apa? Hai să o pun momentan aici. Că după aia pot să o spar. Dacă e să se facă gheață, se, se poate sparge are de sub un bloc, deci rămâne apă. Și următorul strat, deci ăsta e primul bloc, al doilea. Al, vup. al doilea și urmează următorul strat. Și tot așa, aici, 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 stop, mulțumesc. Deci am... 1, 2, 3, aici nu mai există, ok? Deci există aici. Aha. Deci este stratul 2, stratul 3 și tavanul. Hai că am calculat bine. Sunt doar 10, da? Ok. O să continui cu portalul și cred că ne vedem cu el făcut. Cred că ne vedem cu portalul făcut, fiindcă este o muncă destul de anevoioasă. Este tedious, cum zice englezul. Așa, vină tu aici. A, și deja pot să fac așa și așa și așa văp, văp, tâng, pregătesc cofrajul ca să <gânt> nu mai am surprize după aia cu cu văcuțele, cu porcoșorii, cu plantațiile, cu etc, etc. Ok, ne vedem cu portalul făcut. Cam așa se face un portal dacă nu ai ternăcop de diamant. Și... Vedem cum ajungem în nether ultima galetușe trebuie să o punem împreună, nu? Așa că o luăm de aici, se duce toată lava, se duce, ce bine că am adus-o aici sus, dacă... <sus> dacă era să o ducem de acolo, de jos de tot, ho, ho, câta... câta munca era. Ah, hai să vă arăt, să vă arăt, să vă arăt. ăsta, uh, parcă? Nu ăsta, nu ăsta, Ăsta, potatoes. Avem încă o plantație de cartofi. Am cules cartofi. ah, bun, așa este. Am cartofi și am primit încă un cartof. Am primit doar doi. Nu am primit trei, din păcate. Am primit doi. Dar e bine și doi. Bine că nu mi-a dat unul, că altfel nu rezolva nimica am decupat tot portalul, ca să se vadă frumos, în afară de ce avem noi nevoie, și anume de cofraj. Acum facem cofrajul aici. Aici, 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 aici. Hai. Și aici. Și aici. Așa, și mi-am adus găleata sus, pe care o pot lua oricând. Să o pun aici. Super! Și acum pot decupa cobblestone-ul ăsta, cofrajul, <laughs> cum îmi place mie să-i spun. Este un termen folosit chiar în construcție și, dacă știți cumva, acel suport de ou când te duci la magazin și cumperi ou de găine și așa, ele sunt într-un cofraj. Bun, dar cred că tot de la din construcție vine și la alea. Acum, ah, și pastea? Și ăsta ne e portalul. Ura. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Așa. Ce mai trebuie noi să facem? Putem să-l facem frumos să vină aici așa, așa, aici așa, așa. Nu e asta problema. A, am putea să punem și niște hai sus. Să punem niște lumină. Dar iarăși nu e asta problema. Ne trebuie un fier. Să consumăm un fier pe un flint în stil. Ce-i asta? Ah, scara. Hu! Așa. Flint. <trui> <trui> Două secunde. Așa. Ne trebuie foarte multă grână. Ca să creștem foarte multe vaci, ne trebuie foarte multe grâne. Cam atâta. Bun. Flint și am zis că stil, stilul e aici. Nu e stil, e iron, adică nu e oțel, e fier, dar e tot bun. Tu ce faci tu aici? Hai să te las pe tine aici. Bun. De fapt, hai să te iau cu mine. Hmm. Era mai bine dacă îl lăsam acolo în costul Hai cu eu cu mine. Așa. Flint and steel. Super. Și mergem în Nether. Să vedem dacă ni se pune portalul ca achievement, ca realizare. Tânc. Ok, nu ni se pune. Nu ni se pune. Hai să scap de toate astea și după aia să mergem în, în Nether. Că poate, 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 facem acest achievement. Dacă nu facem acest achievement, va trebui să distrugem portalul și să-l refacem cu un cu obsidian obținut dintr-un târnăcop de diamant. Dar eu zic că ar trebui să meargă. Îmi golesc inventoriu și sărim prin portal. Am optimizat totul la maxim. Am activat subtitrările, dacă le pot spune așa. Stai să plecăm de aici puțin, că e cam zgomotos. Vedem din ce direcții vin anumite sunete. Mi-ați recomandat la un moment dat că pot activa această funcție. Această funcție se activează de aici, de la Sunete, și poți activa Show Subtitles. Acum le vom închide din nou. Ah, ia, putem să vedem Music. Off. On. Așa. Portal Wishes. Aha. Ok. Tot auzeam pe aici un zombie și de-aia am apelat la acea opțiune. Uh, unde la auzeam? Unde le auzeam? Pe aici le auzeam. L-am și... Se sponase pe undeva pe aici și nu înțeleg de ce. Am mai pus niște torțe. Dar, hai tot o să mai pun încă două torți. A, așa. Cred însă că se spunease pe undeva pe aici, prin spate, că s-a mai lărgit harta. Ok. Hai să mergem în Nether. Vedem ce se întâmplă în Nether. Să vedem dacă avem graniță în Nether. Că dacă nu avem graniță în Nether, ne primim pe acolo de numa, numa. De numa, 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 numa. Ok, sabie. Și am făcut achievement și am ajuns într-un fortress și trebuie să fug într-un adăpost, nu trebuie să fug într-un adăpost, fiindcă sunt în siguranță. Sunt în siguranță. Avem graniță. Ok, acolo este un spawner de okay. e un spawner de blazuri, Blaze Crackles. Wow! Deci e un blaze pe aici. Au, nu, 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 nu. Am fugit, am fugit. Hai să vedem ce e aici, în primul rând. Ok, luăm toate astea. Luăm toate astea. Așa. Și... Să vedem, poate reușim să omorâm un blaze. Ah, nu, ce bine ar fi. Ce bine ar fi dacă l-am putut lua pe ăla. Ah, dar avem arcul. Ok, Hai să luăm cu arcul. Nu vreau... Nu, în niciun caz nu vreau să dau un domnul zombie Pink Man. Am zis Big Ben? <laughs> Pigmen. zombie Pigmen. Au, 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 nu vreau. Nu vreau. Cred că este foarte mare pericolul pe partea cealaltă. Și de ce este de 3? De ce este... Ok, așa. Bun. <laughs> Vrei, te rog, să ne lași în pace? Ia! Tâc! Bun! Ia, hai că te iau pe tine! Te iau pe tine! Una! Dar eu nu cred că... Uh, Blaze-ul, nu zombie pigment, ci Blaze-ul, nu cred că Blaze-ul în sine ne dă achievement -ul. Nu, nu, nu. Cred că ne dă achievement dacă luăm un Blaze Rod. Tuc! O, așa. Hai să vedem. Primim un blaze rod. L-am primit. Am fugit acasă. Nu fugim acasă încă. Aici nu avem ce să luăm. Bine, hai să fugim acasă. Fugim acasă că e prea periculos pe aici și nu fiindcă ne este frică, doar că nu avem ce rezolva. Am făcut un achievement. Acum ne uităm puțin la achievementuri. L-am făcut pe asta. Putem să facem un bring stand și putem să mergem în end. Așa. Bun, ăsta nu ne coafează. Nu, ăsta, ăsta nu ne coafează, ăsta ne coafează. A, ah, și ne aș fi plăcut foarte tare să fi return to center. Destroy a with a fireball. Bun, și asta putem să facem. Uh... Dacă eu mă duc mă duc și pun torțe. Că am vaga senzație că și în end și în Nether, pardon, în end, în end sigur ajută, dar și în Nether ar trebui să ajute. Așa, odată. Au, 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 au. Au, am fugit, am fugit, am fugit. Am pus niște torțe. N-am făcut mare lucru, dar am făcut un lucru. Așa, eating. Bun. Hai să oprim subtitrările astea, că sunt puțin jenante aici. Așa. Avem un blaze rod. Cum cobor eu? Pe unde cobor? Pe aici. Hmm. Am făcut un lucru bun tu și cu încă trei pietre. Deci tu și cu încă trei pietre faci un brewing stand. Tada! Achievement? Nu. Nu achievement. Acum am trebuie sticlă. sticla am trebuie din nisip. Nisip nu dețin. <laughs> Foarte trist foarte trist, foarte trist. Cred că... Cred că mai trebuie să mai înmulțesc puțin văcuțele. Hai, ia uite. Așa. 1. 1, 1, 1. Așa, așa. Ok. Și acum că am vagonașul acolo, pot să... Pot chiar să vin aici. Ok, încă una și încă... Încă una. Încă una. Mai am nevoie de una. Așa, super. Vagonașul, mulțumesc. Hai să vedem ce am primit aici. Blue Orchid. Ah, pot să fac albastru din asta? Pot cumva să fac albastru din așa ceva? Light blue. Nu merge. Alium? Magenta. Galben știu. Tu ești light grey. Nu? Ah, te-am luat. Bine. Melon seeds. Melon seeds am o gălăgie. Uite, mai am încă 3 cu 4. 7. White tulip. Light grey, light grey. Ok, nu ne încântă. Cred că... Unde sunt chestiile mele de... Aici. Chestiile mele de... Monumente. Vină tu aici, tu aici, tu aici. Tu aici, așa. Roșu. Știm clar. Ce ești tu? Un sponge. Hai că te pun aici. Și pe tine aici. Așa. Hai să ne uităm puțin la monumente, că s-ar putea să se fie eliberat niște monumente. Dacă am, uite, ăsta este albastru, nu știm. Verde, nu știm. Cyan, Deci pe ăsta l-am eliberat. Purple, care e mov. Orange. Bun. Hai să facem un orange. Oranj este galben cu roșu, nu? Clasic. Galben cu roșu. Nu de aici. Ah, hai să le mănânc și pastea ca să știm o treabă. Cât suntem pe aici pe ca să mâncăm de astea? Când suntem în pericol, mâncăm altceva. Hai să te fac pe tine. Odată așa. Nu. Tu vii aici. Pam, pam. Portocaliu. galben, roșu, mov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Facem portocaliu și mai facem un monument. Așa. Super! Super, super. Poți tu veni, te rog, aici. Tu vii aici. A? 1, 2, 3, 4, 5. Facem Monumentul Portocaliu și vedem ce ne poate da Monumentul Portocaliu. Sper că nu-mi dă dovleci. Asta ar fi un lucru bun. Ia, Portocaliu, super! Vino ncoa 1, 2, 3! Artificii! Așa... Încă am granița de jur prejur. Hai să mă duc sus să vedem ce ne-a dat. Ce mi-ai dat tu mie? Sper că mi-ai dat ceva bun. Oh, niște poțiuni. Animale? Nimic. E o acolo. Porcii sunt în continuare aici. Oaia acolo. Șaua! Mi-a dat șaua! Wow! Și tu ești Fire Resistance, un lucru foarte drăguț. Vino încoace. Wow, și niște nisip. Ha -ha. ha ha. Ha ha Ok, hai să vedem. Tu poți fi copt? Păi, pe... oh, mulțumesc. aici cu tine. Și cred că vreau să mai fac încă un furnace. Astea două să fie dedicate pentru mâncare. Tu poți, oare, fi copt? Poți! Îmi dai sticlă. În ce ești tu copt? Sticlă! Yes! Ok. Deci avem sticlă, putem să facem poțiuni. Vino aici. O am și pasta, Mulțumesc. Și cam atata. tung Bun! Deci avem aia, avem aia. Acum, porcu, cum fac eu să urc porcu undeva foarte sus? Ok. Va fi dificil, va fi foarte dificil. Alte monumente? A, ah, dar uite, și astea au kenaru. Deci, a, astea au kenaru că nu sunt făcute. Portocaliu, de ce are kenaru? Uite, are kenaru. Ăsta nu are, ăsta are. Ok, ce mai avem aici? Hai, dai, brown. Ne trebuie cacao. Uh, tu, white. Super, white știu. White știu foarte bine. Poate găim, poate găim, poate primim găini. Poate găim, primim. Aici ar trebui să fie. Ha, ha, din prima. Din prima. Dar cred că... Nu. Aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulțumesc. Tugă de jur împrejur cu de găt de prejur, cu undesta white găt o găt de găt de jos. Uite, avem, avem light de găt Poate primim găini. cred că Cred că aș vrea să să blocheze aici, să nu cumva să Poate am primit niște animale. Ia să mă duc până jos de tot. Nu! A, ce era aici? A, de aici am luat redstone-ul. Aici l-am pus pe ăsta ca să vă arăt că avem un al doilea zombie spawner. Unii dintre voi îl știți. Așa, și găini avem. Bun. Acum mâncăm astea. câte un copan pe fiecare biscuite. Așa. Să sperăm că primim găini. 1, 2, să sperăm că nu-mi pică prin acest shaft, acest horn. Ar fi foarte trist. Cred că trebuie să blochez cumva. Hmm, și unde fac eu cel mai bine asta? Cred că cel mai bine fac asta la Nivelul cutiilor? Da. Da, 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 clar. La nivel... Nu! Ce faci? Cine trage? De ce? De ce răutăți? Vino încoa? Vino încoa? Vino încoa? Vino încoa? Vino încoa? Unde te-ai fi spunat tu? Aici, cumva? Uite, fier. Mulțumesc. Aici este din nou lumină. Și-l auzim pe nenea asta. Deci, de îndată ce se mărește harta, avem mare potențial de a avea din nou inamici pe fiecare nivel. E normal? Mai e un zombi undeva. Știu foarte bine, fiindcă l-am auzit mai sus. Ascultăm. De mm -hmm. aici e întuneric. Tic. Dar nu venea sunetul de aici. Aici e lumină. Hai să punem una și aici. Hmm. Trebuie tot timpul după fiecare unul sau două achievementuri. Trebuie să mai dau un tur cu cu fiecare cat, fiecare nivel. Să văd un Aha. Te aud. Se și plimbă. Aha. Bun. Vino încoace. Vino încoace. Vino încoace. Hai să punem un mic torț aici. Unul aici. De ce oare nu pot eu să pun pe zăpadă? Ok, aici e bine. Tot e bine. Hei! Și am acces la astea. A, ah, da, pe asta le știu deja. Nu mă încântă. A, ah, și așa și-am zis white stained clay. Nu, white hardened clay. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Up? Uop! Nu ești tu, nu ești tu, nu ești tu? Hm? L-am pierdut! Tu ce ești? Brown! Alea sunt închise, bun! Tu ce ești? Cyan? Tu ce ești? Purple? Brown, cum am putut să-l pierd în așa fel? Hmm. A, uite-l aici, că îl țin în mână și îmi dispare. Da, da, da. Când îl țin în mână, îți dispare. Mi-am adus aminte. Un, doi, trei. Monumentul făcut! Hai să vedem dacă avem găini. Ah, și n-am astupat. Găini! Ura! Câte? Una. Nici n-am nevoie de mai multe. Repede să facem așa. Facem așa. Facem. Aici, cu o lopățică, n-am lopată. Uite că n-am lopată. Ok, certi că... Oh, bone block! Bone block. Hai să facem o lopată. Repede, repede. Mulțumesc. Vină încoace și găinile vreau să le bag aici, înăuntru. Tânc. Nu, aici nu ne place. Vină ca. <gânghe> așa, dacă sap eu aici, e ok? E ok. Bun, așa, odată, de două ori. A, și trebuie să stup aici. Perfect. Hai să iau astea. Unde-i găinușa? Aici sunt niște semințe. A, așa, vinem cu ce? A, și la găin îmi va trebui un hopper. Sau mai îmi fac încă un sistem cu... Bun. Acum tu fă o acolo. Multe ouă. <hăhă> îmi trebuie cel puțin două găini pentru... A, nu! Și o, o singură găină poate să facă o. Trebuie să facem tortul ăla, dragilor. Tortul ăla. Pentru tort ne vor mai trebui niște găletușe. Parcă ai făcut cu... Hei! am două găini! Păi în cazul acesta... În cazul acesta... Putem să vă hrănim. Văp, hai! Hai. Hai și hai. Bun, super. Pam și pam. Și avem... Avem trei găini sau nu avem? Avem trei găini. E acolo una mică, 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 mică. Așa, hai să regolim aici. Sigur nu avem în altă parte alte găini? Nu, că nu le aud. Bun, avem găini. Așa, ce mai culegem de pe aici? Pe tine. Așa, cartofii sunt încă micuți. A, ah, ce mă bucur ca am găini. Ah, cum fac cel mai bine? Pot să vin de aici? Nu, nu pot. Nu pot, nu pot. Punem un fier aici. Așa. Un disc. Nu știu la ce mă ajută. Bone block foarte bun. Asta vin în altă parte. Asta vin în altă parte. Tu vii aici. Așa, sedelu. Sedelu facem un achievement cu porcii, dar dragilor, cred că lăsăm realizarea cu porcii când pot zbura porcii. When pigs fly. Când vor zbura porcii, pe îl facem în episodul următor. Nu știu exact cum stăm cu timpul, dar cred că suntem foarte, foarte, foarte avansați. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut și acest episod și ne vedem data viitoare. Numai bine. Pa, pa!